sunt Angela Gunța și vă invit la știri piață care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Cazul elevilor care au protestat față de expulzarea cetățenilor turci cu cagule pe față a fost discutat astăzi în Parlament. Audierea avocatei poporului a fost cerută de către democrați. Au adus un sicriu în fața sediului președinției. În așa fel, un grup de tineri unioniști au vrut să-i amintească lui Igor Dodon că a fost implicat în vânzarea cimitirului eroilor pe când era ministru al economiei. Un incendiu produs pe strada București a afectat și clădirea în care are sediu un post de radio. Jurnaliștii au ieșit în timp util afară. Nimeni nu a avut de suferit. Chiar dacă avem parte de soare din plin și vreme frumoasă, șoferii deja fac cozi la servisurile auto. Aceștia se grăbesc să schimbe pneurile de vară pe cele de iarnă la recomandarea poliției. Protest funebru în fața președinției, un grup de activiști civici au venit cu un sicriu la clădirea prezidențială proaspăt renovată pe care au scris Dodon, vânzător de morminte. Acțiunea a fost făcută de organizație unionistă care îl acuză pe președintele țării că în 2007 a fost implicat, pe când era ministru al economiei, la vinderea terenului pe care se află cimitirul eroilor din Chișinău. Președinția a precizat că va veni mâine cu o reacție. Intrarea în ograda președinției arăta astăzi ca o înmormântare. Lozinca acțiunii a fost eroi nu mor niciodată, iar pe sicriul adus, manifestanții au lipit o fotografie a lui Igor Dodon. Aceștia l-au acuzat pe șeful statului că, pe timpul când era ministru al economiei, a facilitat vânzarea terenului pe care se află cimitirul eroilor de pe Bulevardul Decebal din capitală. Manifestanții susțin că lotul a fost vândut cu abateri de la legislație. Dodon i-a lăsat pe acești eroi fără un loc de veci. Acum noi o să lăsăm sicriul să vedem unde o să-l ducă. Să vedem dacă le găsește Dodon un alt loc de veci acestor eroi. Ostașii nu mor niciodată, dar domnul Dodon a încercat să osămintele ostașilor le arat cu tractorul. Deci aceeași soartă le-o dorim și dumnealui. Mai mult, potrivit lor, în timp ce terenul deja era vândut, au fost alocate 2 milioane de lei pentru demolarea construcțiilor aflate pe lotul de pământ. Cum se numește asta când statul demolează clădiri aflate pe un teren privat? Nu se numește oare trafic de influență? Corupere pasivă? Nu se numește oare cheltuirea banului public într-un mod nejustificat? Protestatarii au aruncat pe documentele semnate de Dodon și niște bănuți, semn că acesta a trădat pentru bani mărunți. Afară! Cu dușmanii din țară! Afară! Afară! Cu dușmanii din țară! Afară! Afară! Cu dușmanii din țară! Igor Dodon nu a venit deocamdată cu o reacție. Acesta se află într-o vizită oficială în Federația Rusă. Solicitată de TV8, purtătorul acestuia de cuvânt ne-a spus că nu este la curent cu acțiunea din fața președinției, dar ne-a promis că se va documenta și va veni mâine cu o reacție. Terenul pe care se află cimitirul eroilor a fost privatizat acum 10 ani, dar stă și azi în paragină. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, reprezentanții ODIP au cerut autorităților să ofere proprietarului alt teren, iar ei susțin că se vor ocupa de reabilitarea complexului. Mâine, activiștii spun că vor merge la Procuratura Generală pentru a depune o sesizare în acest sens. Deși protestul a fost autorizat până la ora 18, la puțin timp după ce manifestanții au plecat, sicriul a dispărut din fața președinției. Nu se știe deocamdată cine l-a luat. Belețchi a precizat că se va plânge la poliție. Cimitirul eroilor din Chișinău a fost înființat în anul 1918, la sfârșitul Primului Război Mondial, acolo fiind îngropați soldați de diferite etnii. Deși are o valoare spirituală atât pentru Republica Moldova, cât și pentru alte țări, locul de veci a fost scos din registrul monumentelor, nefiind protejat de stat. Organizația unionistă a anunțat recent că adună bani pentru a reabilita coloanele de la intrarea și gardul complexului memorial. Parlamentul Armeniei a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. S-a întâmplat după ce deputații Adunării Naționale Armeniei nu au ales pentru a doua oară premierul țării. Niciun deputat nu a votat pentru sau împotriva candidaturii prim-ministrului Armeniei. Pe pagina sa de Facebook, Pașinian a felicitat cetățenii țării pentru faptul că Parlamentul a fost dizolvat legal. Pe 16 octombrie acesta a demisionat din funcția de prim-ministru. Preliminar, el a căzut de acord cu deputații ca să nu-l aleagă repetat. Fostul premier a făcut acest pas pentru a organiza alegeri parlamentare extraordinare în Armenia. Alegerile parlamentare vor avea loc numai devreme de 30 de zile după dizolvarea legislativului și numai târziu de 45 de zile. Data scrutinului va fi numită de președintele Armeniei. Nicol Pașinian a devenit prim-ministru în luna mai a acestui an, după ce zeci de mii de oameni au ieșit la proteste nemulțumiți că la acest post a fost ales inițial Serge Sargsyan, aflat an la rând în fruntea țării.
Schimbarea noțiunii de limbă moldovenească în română, în Constituție, nu mai poate fi discutată în Parlamentul actual. Cea de-a treia încercare a liberal-democraților de a introduce proiectul pe ordinea de zi s-a soldat cu nou eșec din cauza boicotului repetat al democraților. Aceștia au invocat faptul că proiectul care urmărește să modifice legea supremă nu ar avea toate avizele necesare. După respingerea inițiativei, deputații liberal-democrați au părăsit sala în semn de protest. Stimați colegi, vreau să vă aduc la cunoștință că mâine, 2 noiembrie, expiră termenul când proiectul 339 mai poate fi discutat și aprobat în Parlament. Deputații PD au anunțat că refuză să participe la vot pentru că proiectului i-ar lipsi raportul Comisiei Parlamentare Juridice. El nu poate fi, în genere, nici propus, procedural, nici propus, nici votat în această sală. Simplu, pe doi. Ce mai vorbim noi? Domnul președinte, am rugăminte către dumneavoastră. Nu mai faceți, vă rog, excepții. Nici pentru o fracțiune. De partea cealaltă, Tudor Deliu a menționat că discutarea proiectului în cadrul comisiilor a fost amânată de mai multe ori, pe când unele proiecte ale democraților au fost adoptate cu viteza luminii. Eu personal, la 3 ședințe a comisiei, am insistat să fie inclus în ordinea de zi acest proiect și nu a acumulat numărul necesar de voturi. Ultimul exemplu elocvent este pachetul de acte legislative cu referire la trupele de carabinieri care dimineața a avut loc ședința comisiei, iar mai apoi, în timp de 20 de minute, adoptat în două lecturi. În timp ce colegii democrați din coaliție s-au opus, deputații PPM și-au exprimat susținerea pentru acest proiect. Noi ne înțelegem. Unii leașănă când aud de limba moldovenească, alții leașănă când aud de limba română. Doar limba română în Constituție ne va face mult mai uniți și vom putea dezvolta țara fără a o dizbina în graiuri diferite. Inițiativa de redenumire a limbii de stat în Constituție a fost criticată de comuniști și de socialiști. Cei din urmă consideră că subiectul ar trebui de fapt supus unui referendum. Și eu vă explic de ce nu doriți să ieșiți la referendum. De ce? Că știți foarte bine că veți rămâne și fără integrare europeană, și fără NATO, și fără unire, și fără denumirea limbii care este străină articolului 13 din Constituție. În urma votului, subiectul înlocuirii limbii de stat în Constituție din moldovenească în română nu a ajuns pe ordinea de zi, obținând doar 21 de voturi. În semn de protest, liberal-democrații au părăsit sala. Lăsând în sală pro-moldoveni și pro-moscoviții și pro-proi care sunt în această sală. Da. În această sală, 64 de deputați au cetățenie română. Eu voi scrie domnului președinte Iohannis să vă retragă cetățenia. Rușine! Proiectul PLDM-ului a fost înregistrat pe 2 noiembrie 2017, astfel termenul de un an pentru a fi discutat în plen expiră mâine. Prin această inițiativă, autorii au urmărit schimbarea în Constituție a limbii de stat din moldovenească în română. Deputații PLDM au invocat decizia Curții Constituționale din 2013, care a oferit mandat Parlamentului să facă această modificare. Incendiu în centrul capitalei, acoperișul unei case de locuit de pe strada București a luat foc în această dimineață. Flăcările au afectat și clădirea unui post de radio amplasat alături. Postul și-a asistat activitatea și nu se știe când va reveni în emisie. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de intervenția mai multor echipe de pompieri. Celula serviciu 2 a fost recepționat la orele 10 și 27 de minute. Din primele informații s-a stabilit că un acoperiș a unei construcții este cuprins de flăcări. La fața locului au intervenit 3 echipaje de salvatori și pompieri. Incendiul a fost localizat către orele 11 și 13 minute. Proprietarii locuinței de unde au pornit flăcările au refuzat să vorbească, însă vecinul lor spune că a văzut fumul întâmplător când a ieșit afară, tot el fiind cel care i-a anunțat că le arde casa. Eu am ieșit să ies să duc gunoiul de mâncat și mă rog că am avut că eu m-am întors și m-am uitat și am bătut că arde. Și am mărit, eu am scos vecinii, am sculat că copiii sunt acolo și dormeau. Dar e când început a ieși cum focul pe desubt, atunci era strășnică. Din cauza incendiului a fost afectată și redacția Radio Chișinău, care se află în clădirea alăturată. În momentul când încăperile au început să se umple cu fum, în sediul se aflau aproape 20 de angajați. Eram în interior, în emisie direct, momentul în care a fost inundată toată clădirea cu fum și în acel moment am ieșit și noi și invitații care erau, am ieșit afară, am părăsit clădirea, de afectat material
nu ne-a afectat foarte tare. Se pare că doar niște cabluri electrice la margine, cele care au conexiune cu vecinii au ars, doar atât. Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, la fel ca și valoarea prejudiciilor. În dosarul judecătoarei Domnica Manole de la Curtea Supremă încă nu se vede lumina la capătul tunelului. În ultima jumătate de an nu a avut loc nicio ședință, toate fiind amânate. Asta chiar dacă examinarea cauzei este aproape de final. Nici astăzi ședința nu s-a desfășurat pentru că unul dintre judecători a plecat în concediu. Manole și avocata sa consideră că procesul este tergiversat, intenționat și are legătură cu dosarul penal intentat pe numele ei, care se examinează la judecătoria Buiucani. Ședința despre care Manole și avocata ei au aflat acum 5 zile a fost fixată pentru ora 9 dimineața. Aceasta însă s-a încheiat fără a se începe. Despre anulare ei a anunțat un angajat al CSJ, în timp ce în sală se adunaseră deja reprezentanții misiunilor diplomatice și mai mulți susținători ai fostei judecătoare. 5 zile în urmă am primit citații pentru ședința de astăzi. Pe pagina Curții Supreme de Justiție este indicat corect completul care a fost, care a examinat cauza până acum și acum vine cineva și mă anunță că nu este judecătorul doamna Sârbi. Pe data de 3 octombrie trebuia să aibă o altă ședință judiciară și iarăși a fost amânată pe motivul concediului unui alt judecător. Avocata fostei judecătoare consideră că aceste amânări, ce durează de vreo jumătate de an, nu sunt deloc întâmplătoare. Ea crede că CSJ așteaptă ca Manole să fie condamnată de judecătoria Buiucani. Deci lucrurile se leagă în felul următor. Aici cauza este, ar fi spre admiterea cererii și reintegrarea în funcție, penalul, prin cauza penală s-ar putea manipula lucrurile înapoi spre excluderea în baza altui temei. Reprezentanții CSM-ului nu au fost prezenți astăzi. Deocamdată nu a fost anunțată data următoarei ședințe. Și este preconizat pentru o altă dată, dar nu este determinată data încă. Așteptăm, Se respectă pentru Curtea Supremă, să nu se respectă. Domnica Manole a fost demisă anul trecut din funcția de judecătoare la Curtea de Apel, în baza unui aviz eliberat de SIS. Mai apoi, peste câteva luni, Curtea Constituțională a stabilit că verificarea judecătorilor de către SIS contravine legii supreme. Cu toate acestea, magistrata nu a mai fost restabilită în funcție, fapt ce a determinat-o să atace în judecată CSM-ul. Domnica Manole s-a pomenit și cu un dosar penal în vara anului 2016, după ce a obligat Comisia Electorală Centrală să inițieze un referendum republican. În prezent, cauza este examinată de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. De dimineață, zeci de șoferi din capitală au fost trași pe dreapta, dar nu pentru a fi amendați, ci pentru a fi informați. Tradițional, începând cu prima zi din noiembrie, conducătorii auto sunt obligați să se deplaseze cu farurile aprinse și pe timp de zi. Fiind stopați de inspectorii de la patrulare, cei care nu au conectat lumina de întâlnire au început să se justifice. Automobilele erau pregătite pentru export și urmau să fie preluate de nave. Imaginile date publicității de autorități reproduc scene dramatice din timpul incendiului. La dumneavoastră e conectat gabaritul. Dacă ați mai dat încă o dată, o să fie lumina de întâlnire. Și ați conectat farurile anticeasă la dumneavoastră. Aseară a fost ceață și am venit seara în oraș și de aceea. Și începând cu ziua de astăzi, la noi se conectează lumina și până la 31 martie merge cum se conectează. Știm. Conectați-o, vă rog. De azi începem. De azi, de la 1, dar asta încă azi, de data din 1 la ora 12 de noapte, dar încă până la miezul nopții mai este, încă nu e încălcare. Toți ca unul cunosc, dar toți motivează faptul că acum s-au pornit sau au uitat, din careva alte motive. În primul rând, obligația dată este prevăzută pentru a asigura securitatea circulației rutiere, ceea ce ne va micșora, sperăm cu mult, accidența rutieră. Alții totuși s-au ales și cu amenzi, însă pentru faptul că și-au instalat faruri interzise. Pentru această încălcare vor trebui să achite 450 de lei și 3 puncte de penalizare. Anume la modelul de faruri date, care sunt de tip oglindă, nu cu linză. Ele nu se permite de instalat lămpi de tip LED sau xenon. De ce? În primul rând, deoarece el pe timp de ceață, când merge cu faza scurt inclusă, el face un perete alb. Asta e în primul rând. Știați despre această încălcare, cum se permite farurile de tare? Sau nu ați știut? Bez comentariu. Potrivit regulamentului circulației rutiere, șoferii vor trebui să circule cu lumina de întâlnire și pe timp de zi până pe 31 martie.
Avocata poporului pentru drepturile copilului a fost audiată astăzi în Parlament în legătură cu implicarea unui grup de elevi la o acțiune publică a Amnesty International Moldova. Elevii au protestat față de expulzarea cetățenilor turci cu cagule pe față și funii la gât. Maia Bănărescu a fost chemată de către democrați, care au cerut pedepsirea organizației, dar și administrației liceului. Avocata copilului a menționat că nu există legi care să reglementeze implicarea copiilor în activități publice. Atât Amnesty International, cât și liceul acuzat au criticat dur acțiunile autorităților. Apărătoarea drepturilor copiilor a spus că a condamnat de la bun început modul cum au fost implicați elevii liceului Lucian Blaga în activitatea publică organizată de Amnesty International Moldova. Copilul trebuia să fie la ore. De ce copilul nu s-a aflat în instituție de învățământ? Părinții, presupunând că și-a dat acordul, au confirmat că ei n-au dat acordul de a fi atrași în această activitate. Întrebată în schimb de un deputat PL despre implicarea copiilor la manifestația politică organizată de Partidul Democrat, aceasta a spus că nu vede vreo abatere, pentru că intuiește că părinții și-au dat acordul pentru participarea lor. Am examinat cazuri, dar n-am găsit mesaje negative, nocive, care copiii le-au spus, fie cu megafonul, fie de la tribune, chemând la lupte, la revolte. Totuși, avocata pentru apărarea drepturilor copiilor a recunoscut că nu există legi care să reglementeze cazurile de implicare a copiilor în activități publice și a cerut completarea de urgență a codului contravențional. Noi cerim ca să ne exprimăm asupra implicării copiii în activitate politică, dar noi nu avem o noțiune de activitate politică, noi nu avem mecanism de tragere la răspundere a persoanelor. În opinia mea, în general, copiii n-au ce să fie în stradă, în public și să nu vină cu mesaje politice. Ați confirmat faptul că a fost o gravă sfidare din partea acestei asociații obștești care face de râs o lume întreagă și asociația MAMO o face de râs prin aceste acțiuni absolut ilegale. Vă rugăm frumos să fiți mai activi, să venim și să vedem ce trebuie să modificăm noi în legislație, în codul contravențional, poate chiar și în codul penal, ca să nu admitem astfel de implicări absolut ilegale. De partea cealaltă, conducerea Amnesty International a condamnat ultimele acțiuni împotriva sa drept un atac asupra organizației lansate de autoritățile moldovene cu scopul de a distrage atenția de la expulzarea celor 7 cetățeni turci. Într-un comunicat de pe pagina organizației se spune că acțiunea publică în care au fost implicați elevii liceului Lucian Blaga nu a avut un caracter politic, ci unul civic, iar legea nu ar interzice participarea copiilor la astfel de acțiuni. Ceea ce se invocă la adresa organizației noastre nu are niciun demn juridic și nici factologic. Că nu este clar ce are Amnesty International cu acest fapt, fiind o mișcare mondială pentru drepturile omului, care activează exclusiv în acest domeniu, nu se implică în politică. Directoarea liceului Lucian Blaga a fost sancționată disciplinar pentru lipsa elevilor de la ore, după ce acest caz a ajuns în atenția publică. La mijlocul lunii octombrie, Amnesty International Moldova, în parteneriat cu alte ONG-uri, au organizat o conferință de presă pentru a condamna expulzarea celor 7 cetățeni turci. La eveniment, un grup de elevi au fost implicați într-o acțiune de teatralizare, astfel ei aveau saci pe cap și funii la gât. Un părinte s-a plâns direcției educației că elevii au lipsit de la ore și au părăsit instituția de învățământ fără permisiunea părinților. Emoții pentru pasagerii cursei Chișinău-Bruxelles din această dimineață. Avionul la bordul căruia se aflau 88 de oameni au făcut cale întoarsă la puțin timp de la decolare. Potrivit purtătorii de cuvânt al Air Moldova, Mihaela Șosan, avionul a revenit din cauza unor probleme tehnice minore. Însă, conform protocolului, comandantul era obligat să se întoarcă pe aeroportul Chișinău. Niciun pasager sau membru al echipajului nu a avut de suferit. Aceștia nu s-au reținut mult pe aeroport. La ora 9:30, oamenii au decolat spre Bruxelles cu o altă aeronavă. Sute de mașini, multe dintre ele de lux, au fost distruse într-un incendiu uriaș în portul italian Savona. Pompierii spun că focul ar fi pornit în cursul nopții, în timpul furtunii care a lovit Italia. Din motive încă neclare, bateriile unor mașini ar fi explodat, iar automobilele au luat foc, scrie presa locală. Deocamdată nu se cunoaște valoarea exactă a pagubelor. Automobilele erau pregătite pentru export și urmau să fie preluate de nave. Imaginile date publicității de autorități reproduc scene dramatice din timpul incendiului. Numele
numeroase echipaje de pompieri au fost trimise în port. Salvatorii însă au avut mari probleme din cauza vântului puternic care alimenta focul. Martorii au filmat a doua zi scene dezolante după stingerea incendiului. Ambele parcări sunt pline de carcase carbonizate, iar pagubele sunt foarte mari. Mio Dio. Un disastro. Un disastro. Sembra un post nucleare. Echipaje de pompieri au rămas în continuare în port pentru a preveni o eventuală reizbucnire a focului. Mai multe persoane cu dizabilități au testat astăzi pe propria piele cât de receptivi sunt angajatorii cu această categorie de persoane. Ghidați de un ONG specializat, aceștia au mers la sediul celei mai mari companii de energie electrică pentru a se familiariza cu oferta și condițiile de muncă. Persoanele și-au încercat norocul și au găsit un job pe placul fiecăruia. Haideți să vedem. Aici arată data când o înregistrat-o. De la data când se înregistrează, trebuie să fie 10 zile lucrătoare ca să-i pregătim condițiile tehnice. Printre doritorii de a munci este și Ludmila. Tânăra a studiat limbele străine, însă din cauza dizabilității, oricât de mult nu a încercat să-și găsească un post de muncă în domeniu, nu i-a izbutit. Astăzi femeia este gata să-și schimbe chiar și domeniul de activitate, doar ca să poată lucra undeva. Mai greu este ca, în cazul meu, de exemplu, ca o persoană cu dizabilități, să-mi găsesc un serviciu care să mă aranjeze ce ține de deplasare, da? Să-mi fie mai aproape de casă, să fac față, adică să ajung la timp la serviciu, să am timp și pentru familie. Aș vrea să învăț, adică un pic să-mi schimb profil de activitate și să învăț ceva nou. Așa că este gata să ofere suport clienților companiei lucrând la ghișeu. Pentru a se acomoda, tânăra a fost ajutată de Diana și ea, o persoană cu dizabilități care lucrează la companie respectivă de 6 ani. Ok, desigur că să ajung și mai sus. Nu ne lăsăm noi chiar aici, știți, întotdeauna e loc pentru mai bine. Viața nimeni veselă, nimeni colorată, nu stau acasă ca să mă gândesc la ce aici am, că de ce anume eu. Vreau să susțin într-adevăr persoanele care au situația noastră să nu dispere, să aveți curaj. Bateți la ușă și se deschide. A venit să-și încerce norocul la companie și Nicolae. Din adolescență, acesta a fost pasionat de tehnică, iar până ajunge în capitală repara toate calculatoarele din satul său natal. Acum este gata să lucreze în calitate de dispecer. Iată noi venim. De exemplu, deschidem satul Părăceni, da? O sună domnul Cataraga Ion, el nu are pensiune. Niciodată nu mi-au spus că din cauza dizabilității noi nu putem să te angajăm la lucru, dar după ce treceam interviul, îmi spuneau că să mă apeleze și iată nici până în ziua de azi nu m-au apelat așa. Vreau să ies din zona mea de confort, să încerc un lucru ceva nou. Ca să ajungă la această companie, persoanele au fost ajutate de reprezentanții Asociației Motivație, care i-au încurajat să creadă în forțele proprii și să investească în potențialul său de muncă. Ca să fie angajat este o necesitate a persoanei, este o necesitate ca să-și aibă un mod de viață calitativ, ca să-și crească venitul, ca să poată socializa și să se dezvolte ca și persoană, atât profesional cât și personal. Avem 12 persoane cu dizabilități, sunt persoane care lucrează în oficiu, în diferite secții, nu se face discriminare, ei au un program de lucru redus, au un salariu corespunzător, au un concediu prelungit, așa cum prevede legea. Potrivit Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, oficială, în jur de 460 de persoane cu dizabilități sunt în căutarea de lucru, iar între timp, aproape jumătate dintre acestea și-au găsit un job. Totodată, în luna februarie a anului viitor, în vigoare va intra legea care acordă beneficii firmelor care angajează persoane cu dizabilități. Care prevede un șir de noi măsuri active de ocupare, precare și subvenții pentru angajatori care angajează persoane cu dizabilități de rândurile șomerilor. Subvențiile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități se vor acorda angajatorilor care creează locuri de muncă sau adaptează locurile de muncă existente și care angajează în bază de contract individual de muncă, referat internată șomerii cu dizabilități. Familiarizarea tinerilor cu oferte de muncă a avut loc în cadrul evenimentului În umbra unui angajat, organizat în premieră de Asociația Motivație.
Deși afară încă nu este vreme de iarnă, șoferii se grăbesc să-și schimbe anvelopele și poliția recomandă deja trecerea la pneurile de iarnă. În cazul în care afară va ninge, iar șoferii nu vor fi echipați corespunzător, ei riscă amenzi în valoare de cel mult 1000 de lei. La acest centru de deservire auto, șoferii au stat astăzi în rând ca să-și echipeze mașinile pentru sezonul rece. Ei spun că nu așteaptă prima zăpadă sau poleiul, preferând să fie pregătiți din timp. Și eu mă asigurat. Da, mai gine mai devreme. Afară încă nu ninge și nu e aglomerat. Adică persoana care eu nu iubesc în ultimul moment să fac lucru, adică din timp. Vine iarna. Am avut timp, astăzi și astăzi am niște timp. Pentru schimbarea unui set de anvelope, șoferii achită în jur de 200 de lei. Muncitorii spun că în ultimile zile tot mai mulți șoferi solicită acest serviciu. Mă zic că în fiecare zi pe razul. Можна 10 mașini, можна 20. Prețul cauciucurilor depinde de mărime și calitate. Un set nou pornește de la 3000 de lei. Depinde cum mă simt în buzunar, adică noi. Dacă am posibilitate. Cauciucurile noi, o dată la cât timp le schimbați? La un an, la un an jumătate. Mai mult nu țin? Da, nu țin. Drumurile noastre tare bune. De atât nu țin. Căutând că eu nu chiar mult merg cu mașina și mai rar, da. Dar așa, odată în 3 ani, numai decât trebuie schimbat. Ori se întâmplă că... dai într-o groapă și... se sparge cauciucul. Potrivit Autobloc, legislația în vigoare nu condiționează utilizarea anvelopelor de iarnă de o anumită dată calendaristică, ci de condițiile meteo nefavorabile. Respectiv, atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, conducătorii auto sunt obligați să-și echipeze autovehiculele. În caz contrar, riscați să fiți sancționați de la 600 la 1000 de lei. Vitezomanii din Estonia primesc pe lângă amendă și un card prin care își pot dona organele. Este metoda prin care poliția încearcă să responsabilizeze șoferii care depășesc limita de viteză. Estonia are o rețea extinsă de radare fixe, astfel că și procentul șoferilor amendați pentru depășirea vitezii legale este printre cele mai mari din Europa. Potrivit cifrelor oficiale, între 12% și 15% dintre șoferii estoni primesc în fiecare an cel puțin o amendă pentru exces de viteză. Așadar, pentru ca aceștia să conștientizeze riscurile vitezii, poliția a decis să le ofere și informații despre cum pot să își doneze organele, dacă vor fi victime ale unui accident rutier. Nu ne așteptăm ca această campanie să crească numărul donatorilor de organe și nici să avem mai mulți morți pe șosele, dar sperăm că îi vom face pe oameni să fie mai responsabili, explică un reprezentant al poliției Estoniei. Și unii șoferi cred că această campanie, care va dura cel puțin o lună, i-ar putea determina pe unii dintre ei să fie mai conștienți de pericolele vitezei. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. La ora 21, Iulia Budici vă așteaptă la știrile în limba rusă, apoi o nouă ediție a emisiunii Politica Natalii Morari. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!